facem o mâncare de vițel cu ciuperci. De multe ori se întâmplă, când facem un fel de mâncare, rămâne pe a doua zi dacă gătim mai mult, în general, nu numai copiii, dar în general copiii nu mai vor să mănânce a doua zi același lucru. Și atunci, ceea ce încerc eu să găsesc niște variante în care baza din ce a fost pe o zi, încercăm a doua zi să o pregătim. Uite, eu am aici o bucată de friptură de vițel. Asta a fost friptură, friptură, friptură. Asta a rămas de pe o zi pe alta, vă arăt ce se poate face cu ea, ce putem obține, un fel de mâncare cu totul și cu totul diferit decât ce am făcut cu o zi înainte, deosebit de gustos și, cum vă spuneam, ademenitor, nu numai pentru copii, și pentru noi. Deci am o bucată de carne de friptură de vițel, e gata făcută, moale, drăguță, dar o mai facem noi. Ne trebuie ciuperci, ceapă. La bucata asta și la câte ciuperci avem, două cepe de astea medii, sunt bune, mărar, pătrunjel, niște vin alb, suc de roșii, pe care pe meu scrie vișine, dar aveți încredere că e suc de roșii, așa, cred că a fost compot acum câțiva ani în el, sare, evident, piper și niște unt sau niște ulei. Hai să dăm drum! Tăiem ceapa mărunțel. Nu așa de mănunțel ca și cum am pune într-o, de pildă, o salată de icre sau într-o salată de vinete. Da? Mărunt. Așa. O ceapă am tăiat-o, între timp pun un linguroi, o bucată sănătoasă de unt. Mai pun. Bun, acum trebuie să vă spun o chestie. Am mai spus-o și o să mai spun și altă dată. De fiecare dată când aveți de gătit, când găsiți rețete unde se recomandă să gătiți cu ulei, în loc de ulei, liniștit, puteți să folosiți untul. Cu siguranță mâncarea va ieși mai bună. Avem cazuri în care se recomandă gătirea la o anumită temperatură, prăjirea la o anumită temperatură, acolo nu putem folosi untul, pentru că untul are temperatura de fum foarte joasă, să arde numai decât. Acolo e obligatoriu să facem ulei. Dar la ce am eu acum de făcut, folosesc unt. Evident, folosesc un unt gras. Pentru că dacă folosesc un unt slab, nu o să prăjim ceapa pe care trebuie să o prăjesc eu acum, că o să o fierbem. Na, eu folosesc un unt de 80% grăsime. Nu spun că nu se poate folosi și un unt mai, dar atunci ceapa nu o să se mai prăjească. Na. O pun aici, ca să o tai și pe cealaltă. Repede, repede. Uite că el a început un pic să, deja să forfotească, da? Punem și restul de ceapă. Nici nu era recomandat, Bill, ca o ceapă să fie prăjită și asta la altă nu. M-am și bazat pe faptul că durează, că am făcut focul mai... O să o lasă să călească bine. Îl sting cu niște vin alb, sec, nu foarte mult, să zic un 50 de mililitri. El, aici acum la temperatura asta și împreună cu untul, numai bine o să se evapore din el alcoolul. Îl mai las 2 minute, după care mă și apuc și tai aici ciupercile, să nu vă speriați, da? Luăm ciupercile. E bine. Luăm ciupercile. Acum, ciupercile pe care le găsim peste tot și cele mai uzuale sunt șampinioanele. Asta e un șampinion de câmp, bineînțeles, de cultură. Foarte multă lume, din ce am văzut, aruncă piciorușele. Nici poveste de așa ceva. Sigur, există ciuperci la care chiar recomandabil să aruncăm piciorușul pentru că este lemnos. Nu-i cazul la șampinioane, iarăși am văzut foarte multă lume care se apucă și le curăță de pielița pe deasupra. Nu-i cazul. Aici, ciupercile, la dimensiunea asta, se taie mari. Gata cu ciuperca. Așa. Tot acum mai punem un pic de sare. Așa. Și tot acum punem piper.
Puneți piper, nu vă jenați că aici o să mai intre și alte ingrediente. Și bine, sigur, puteți să-l potriviți de piper și la sfârșit, nu-i vorba. Da. Până când ăstea mai fierb aici, așa, ușurel, mă apuc și fac un amestec din bulion, ăsta e bulion de casă, bănesc că se vede, cu făină. Stați-mă un pic că trebuie să-l deschid. Cum se va deschide? Sigur. Cum să face asta? Se pune la început numai puțin bulion. Bun. Deci numai puțin, nu punem tot bulionul. Așa. Am aici. Să pun, să zic, la ce am făcut noi aici, asta iarăși este la ochi, da? O să veniți să spuneți că, domnule, eu nu știu la ochi. Na, la chestia asta intră, la ce am făcut eu, intră un 25-30 de grame de făină, maxim. Acum batem făina cu sosul de roșii. Uitați cum facem, se ia de pe foc. L-am des pe foc. Amestecăm energic în ea ca să scădem temperatura. Ce știu cât o fi având ea acum, 140. Ea scade foarte rapid. Acolo unde pe foc și dacă amestecăm puțin în ea, gata, ajunge. Și se toarnă peste ea sucul de roșii amestecat cu făină. Iarăși, variantă, nu avem suc de roșii, nu e niciun fel de problemă, putem folosi pastă de roșii pe care o diluăm cu niște apă, evident. Da? Punem sucul de roșii peste, asta nu înseamnă că nu o să mai pun mai târziu dacă se mai cere, da? L-am pus peste, amestecăm, da? Și acum îl mut pe alt ochi, mai mic, pentru că fiind pe ochiul mare controla mai greu temperatura, acum pe ăsta micuț și las așa la foc mic, hai mă, gata. Las așa la foc mic să clocotească molcom un 15-20 de minute, nu-i mult, dacă vă gândiți. Nu-i mult. El o să înceapă aici să clocotească, bineînțeles că îi pun și un capac. Nu vă temeți că făina se va prinde de oală dacă aveți cratițe de-astea antiaderente. Dacă nu sunt antiaderente, trebuie să fiți cu ochii pe aia să amestecați din când în când, pentru că conținând făină s-ar putea să se lipească. Da, da. Ce trebuie. Acum așteptăm 10-15 minute să fiarbă. Se cam aproape de sfârșit. Hai să, eu între timp să toc verdeața. Bun. La, aici trebuie pătrunjel verde. Adică frunze de pătrunjel. Și niște mărar. Mai mult așa. Bun, trebuie să vă spun un lucru care e valabil la toate rețetele. Verdeața, că e pătrunjel, că e mărar, că e leuștean, că este tarhon, că este busuioc, nu contează ce puneți, se pune la sfârșit când am tot de pe foc. Dacă noi o punem acum și lăsăm să clocotească, ea se negrește. Dacă o punem în ea fierbinte la sfârșit, rămâne verde și oricum își dă drumul la aromă în 3 secunde. Nu trebuie să fiarbă înăuntru. Nu mai arată apetisant. Na, e vorba despre gustul același. Dar își schimbă culoarea. E vorba de aspect. Totdeauna când gătim cu, mai ales cu suc de roșii, cu vin, cu lămâie, dacă constatăm că e prea acidă, luăm puțin zahăr, nu mult, și presărăm puțin zahăr deasupra. Na, zahărul ăsta o să ne scoată tot aciditatea. Nu vă speriați, nu o să capete un gust, nici nu-l simțiți. În sfârșit, ajungem la final, nu mai mult. Luăm bucata de friptură de vițel și mă apuc și o tai felii. Nu o tai în bucățele mici, pentru că vițelul, având o carne fibrată, dacă o tai în bucățele mici, se va sfârma în mâncare. Nu spun că nu se poate mânca și așa. Și o tai în niște feliuțe subțiri. Uite, o vedeți? E de drăgălașă. Ea e gătită dinainte. No, iată ce fac eu acum cu feliuțele de vițeluș. Le iau și le pun frumos, uite așa. Le plasez, imediat le și scufund. Ca să-și trag un pic de zoft, să stea un pic acolo
împreună cu sosul ăsta. Așa, splendid. Așa. Le-am acoperit complet, da? Pun capacul, le mai las un minut și am stins focul. Gata. Sting focul. Da? Între timp, feliile de friptură și-au tras din zeama asta fierbinte în care am făcut ciupercile, foarte bună. Și mă apuc și pun peste ea verdeață. Trebuie să ar verdeață frumos. Poate am tăiat-o cam multă. Nu trebuie atâta. Gata. Și acum v-am spus, fără să amestec, mă apuc și scot, ia uite, o feliuță. Luăm și niște sos cu ciupercuțe, da? Splendid. Absolut splendid. Iată cum, fără să ne strofocăm prea tare, fără să fie o rețetă foarte complicată, dacă nu ne e teamă să gătim, să refolosim ceea ce a rămas de la o masă din ziua anterioară, putem face un fel de mâncare cu totul și totul diferit, extraordinar de gustos.